Având ca temă animalele din pădure, copiii grupei mixte ai grădiniței numărul 7, cu program normal, au prezentat cu ocazia sfârșitului de an școlar un carnaval. Deghizați în animalele pădurii, preșcolarii au cântat, au recitat poezii și au creat o atmosferă de sărbătoare. Cei care din toamnă vor păși în clasa pregătitoare și-au luat rămas bun de la anii frumoși petrecuți în această instituție de învățământ.